Manifestarea, care își propune să valorifice portul tradițional, cântecul și dansul autentice, gastronomia locală și meșteșugurile, a fost deschisă oficial duminică, cu o paradă a cailor și una pedestră a portului popular. A urmat o mare horă în care s-au prins la un loc autorități, invitați, turiști, localnici. De pe scenă, președintele Consiliului Județean Suceava a invitat lumea să nu se oprească din joc, în ciuda vremii ploioase. Până diseară, vă îndemn să vă fermați pingelele, că merită. Ce-i hora Bucovinei? E un moment în care crescătorii de animale urcă oile la munte și după ce o scăpa de grijă, se distrează. Și vă îndemn să facem același lucru și de Sfântă Mărie Mică, atunci când coboară oile de la munte. Pentru că la 10 ani de la această manifestare au fost multe lucruri bune. Chiar și atunci când m-au criticat că am scris Bucovina cu oi pe munte. Da, Bucovina noastră dragă. Și n-am scris-o cu litere chirilice, am scris-o cu litere românești, să înțeleagă și adversarii care tachinează. Eu vă iubesc. Vă îndemn să jucați și să vă simțiți bine. În vreme ce unii jucau sau priveau spectacolul de pe scenă, alții au făcut turul stânelor cu bucate tradiționale și al standurilor meșteilor populari. Între vizitatori au fost mai mulți parlamentari de Suceava, dar și suceveni care fac parte din guvernul României.